Știi că oricum ți-am luat cadou, puteai să vii măcar singur să-l lasă amprezi, știi? Nebunie, cam așa arată. Mamă! Nu știu, mi se pare ireal că am ajuns cu mașina în felul ăsta într-un sistem audio. Băi, fix pe fix, deci e genial. Nu știu ce să văd, ia, lasă-mi. Deci nici eu nu mă așteptam să iasă atât de bine. Spune, frate! Ați avut mașina asta înainte și ce soartă are acum? Azi toate lucrurile pe care mașina noastră le-a meritat. Cum sună? Pe E38, frate. Bombă, genial! Bun, avem aici în stânga un compartiment pe care îl putem utiliza unde vine de fabrică și amplificat. Ce ai, mă, nici la Bavaria de fabrică nu venea așa. Uite așa ceva o să ai în mașină. E un difuzor de competiții. Amplificator care poate să facă peste 1000 de W și atenție, vorbim de putere ale... Șefu, avem o problemă. Avem o mașină cu 800.000 de kilometri și știi cum vrea românul? Vor 200.000 de kilometri, șefu, și nu știm cum să-i dăm kilometri înapoi. Avem nevoie de mânuțele dumneavoastră unse cu toate ale fiilor. Mersi, șefu. Mersi. A few moments later. A venit șeful, suntem salvați și a adus și mânuțele lui unse cu toate ale fiile. Reușim astăzi. După mii de mașini măsluite și milioane de kilometri dați înapoi, Gianino, ia și notează! După călătorie lungă în jurul lumii cu spatele, am reușit să dau și kilometri înapoi să văd și lumea asta. Asta înseamnă să fii Samsar expert. Car Vertical este o platformă online care îți arată specificațiile tehnice ale mașinii, daunele anterioare și, cel mai important, istoricul kilometrilor. Pentru a evita WhatsApp-ul, nu uita că ai 20% reducere pe Car Vertical, accesând link-ul din descriere sau folosind codul Merită. Vizionare plăcut! Neața, mafioților, și bine v-ați găsit la un nou vlog nocturn. Neața. Vai de capul meu ce e afară, fraților. E ora 6, cred, și noi mergem la Constanța. Ați auzit foarte bine, pe când la Constanța cu cutiile astea mari și ne mai așteaptă câteva cutii foarte mari la Constanța. Dar până atunci hai să pornim noi toate nebunile astea să se încălzească. Stați două secunde, cred că o să și filmez. Ce, Madi? Ce somn? Chiar acum pe când la Constanța, la Sound for Fun, deoarece astăzi montăm navigația sistemul audio pe E38. Dar ați auzit foarte bine, o să punem un sistem super bombă pe E38. Ce scuze la vecinii mei? La ce... Și încă n-a pornit V8 pe evacuare. O să vedeți acum cum se aude. Call start. Ca să vedeți diferența dintre noi doi când plecăm la drum, el practic este în tricou și geacă de asta de toamnă ce-o fi ea. Și eu am pe mine maletă, fular, geacă de schi, efectiv, dresul pe dedesubt, bocanci în picioare. Pe păpuz, ce mafiu aș fi eu dacă aș fi ca tine așa, fult. O, tragi din gură că mai ieri îmi cereai fularul la guriță. Mi-a curge nasul. Mă, filmează puțin, Madi. Vezi în vorul ăsta? Cât avem... Cât e rezervorul, de fapt, avem la 20 de litri. Și uitați-vă și voi puțin cât range am avut. Deci avem 230 de km făcuți în București, în regim de bară la bară și viol. Deci mașina asta, cu 95 de litri, are un range de 300 de km maxim. 300 de fucking kilometri, se pare ireal. Pot să vă spun că golește mulți bani din portofel pe partea de benzină. Chiar astăzi vom merge către Constanța, vom merge la Sound for Fun să punem toată treaba cu sistemul audio și voi vrea să facem din nou fulul la mașină și voi încerca să scot cât mai mulți kilometri din acest ful, să vedem și noi cât consumă mașina asta la drum lung mers normal, că în oraș am văzut că consumă, sincer, are un range mai mare o Tesla standard. Nu ăla long range, ăla long range te bate la cur. Am schimbat absolut tot, difuzoare, chiutere, cablaje, subwoofer, aici în locul acestui gasofon cu casetă, pentru că mașina e 94, va veni o navigație la viața pe care v-am arătat-o. Dar o să vă fac toate prezentările acolo cu ONG. Da,
Da, hai să le spunem oamenilor că, ca de obicei, când plecăm la drum, nu, noi nu dormim noaptea. Unul dintre noi nu doarme, cel puțin. Începusei tu să nu dormi și dormisem eu și apoi s-a schimbat ștacheta și dimineața ne gândeam cum ar fi să ne facă Vlăduță surpriză cu un apartament royal de la cu jacuzzi și două finlandeze de la, nu știu cum se cheamă alea, filipineze, ce-or fi ele, se facă un masaj și el să ne facă o surpriză, dar o să muncim cot la cot cu Vlăduț, nu? Vreau să rămână pe filmare, că noi aici pe GPS ne spune că ajunge la 9.28, deoarece lui Vlăduț am spus că ajunge la 9.30, dar acum sperăm că putem să ieșim din București în timp util. Gluma, gluma, dar am băgat vreo 62 de litri în mașina asta și am făcut, ia să vedem, 260 de km rotunici în puțin. O să fac aici un calcul să vedeți și voi exact cât consumă așteptarul ăsta în oraș, în bară la bară și forejă. Ca să înțelegeți cum stă treaba cu Bucureștiul, cu capitala asta a României, de-abia acum ieșim noi pe autostradă. Am plecat la ora 6:30 din fața blocului și acum e ceasul cât e, Madi? 8:16. Deci aproape 2 ore ca să ieși pe o fucking autostradă. Ne-au oprit doar 10 minute să alimentăm. Băi, mafioților, am avut și noi la Vlăduț la Sound for Fun și haideți să facem o mică prezentare cu ce o să punem azi pe mașină. Sincer, m-a speriat puțin. Vânează puțin mai de acolo. Fac, am băgat un portbagaj, mai rămâne loc în portbagaj de ca la un BMW seria 1 mai rămâne. Hai să fac așa o mică prezentare. Avem navigația de la Vinavant, cea pe care am pus-o și pe E39 cu 4 de zile și am fost foarte mulțumit de ea. Navigația o găsiți pe site-ul din descriere. Puteți să o cumpărați și voi. Este un hexacore, nu știu, 64 de giga RAM, nu știu ceva de genul. O să vă las o configurație exactă cu această navigație. Dar dacă tot punem sistem multimedia mișto, trebuia să punem și sistem audio. V-am arătat acolo incinta și aici vreau să-l pun pe Vlăduț să ne spună ce am cumpărat. Ce am luat, Vlăduț? Bun, am mers pe un sistem audio full race, un sistem audio DSPL, avem un amplificator în 5 canale. Cu asta vom amplifica cele 4 difuzoare de 13 de la race. Okay. Și acel minunat subwoofer pe care l-ai văzut, care o să ia tot probagajul. Scoate puțin subwooferul. E imens și foarte greu. Stai un pic. Păi băiatule, te ajut? Stai un pic. Eu cu navigația mână, te ajut? Uite așa ceva o să ai în mașină. E un difuzor de competiție, este folosit în general pentru sistemele audio care merg la concurs. Adevărul că vă face mișto competiție cu manelele la maxim. Madi, vă da manelele la maxim în BMW-ul, în șeptarul ăsta mafiot. Ce mai? Mai muzică clasică. Da. Da. Mai țancă uraganul și Florin Pește. Deci toate lucrurile astea vor fi legate la navigație. Va trebui să demontăm cam toată mașina, fețe de uși. Faza e cu difuzoarele astea, că noi trebuia să luăm de 10 și de 13 astea. Da, o să le adaptăm. Reușim să le adaptăm. Tăiem din ușă, dacă nu le punem la față. Băi, man, acum am 25 de W are chestia asta? Vor avea undeva la 120 de W RMS, ceea ce înseamnă destul de mult, având în vedere că un sistem audio al unei mașini, spre exemplu, un Audi 40. A7 de nou, da, cam 30-40 de W RMS pe boxă, 200 toată mașina. Tu o să ai undeva la 800. Ok, plus subwooferul. Cu tot cu subwoofer. Am înțeles. Hai să apucăm de treabă, avem de muncă, de demontat. Nu, înainte de a-i mulțumi soției mele pentru acest cadou și credeți-mă, mai trebuie să-mi primesc un cadou, niște jante ar trebui, aia, după Crăciun. Originale, Alpina. Nu, că e prea sec cu Alpina, găsim noi altceva. Pe băieții găsiți la Sound for Fun în Constanța, am bătut drumul până aici, ați văzut și voi cât am făcut până aici, dar pot să vă spun că măcar am scos un consum super bun cu mașina, la drum nu consumăm puțin. Am găsit un loc super fain aici împreună cu Vlăduț pentru amplificator. Ia Vlăduț, arată-ne acolo. Bun, avem aici în stânga un compartiment pe care îl putem utiliza unde vine de fabrică și amplificator. Ce ai, mă, nici la Bavaria de fabrică nu venea așa. Da, facem original să fie frumos. Da. Ideea că o să venim cu buzunarul ăsta înapoi. Așa. Și o să-l punem încet aici în formă. Nu o să vezi absolut nimic, o să fie totul ca de fabrică. Vlăduț, am un celeș pe tine. Deci pe bune. Dacă tu reușești să ascunzi, uite chestia aia mare de acolo, uite. Aia mare și albă. S-o ascunzi.
O facem micuțul și băgăm la roata de rezervă. Dar difuzoarele astea sunt de 10, nu? Da, ok. Sunt de 10, sunt curios cum arată bobina lor. Din 94, bobina din 94, țineți cont. Dar vezi că se țin bine, să știi. Da? Nu freacă, nu nimic. Dacă e un Passat din 2006-2007... Deci te rog, nu te lua de Passat. Nu mă iau, frate, dar dacă e un Passat din 2005-2006-2007, mă rog, chiar și mai noi încoace, okay, de la o mezeală din ușă, oxidează bobina și se blochează difuzorul. Miroase a Ceaușescu. Ai rupt boxa. Au preznit firele leonici. Băi, vechimea spune cuvântul. Dacă era Passat acum, ia zi. Dacă era la Passat, nu ies mufele astea de la difuzoare. Bagă. Stai mă că sunt timid. Jură-te că pică la fix. Băi, fix pe fix, deci e genial. Nu știu ce să văd, ia, lasă-l. Deci nici eu nu mă așteptam să iasă atât de bine. Și tu care asta faci, nu? Sunt surprins, da, sunt surprins. Aceste 38 este perfect pentru mine. Dacă mai veniți, Băi, parcă erai TikToker tu, nu? Eram, da. Cum ai pe TikTok? Sunt for fun constant. Dați acolo un follow, că am zis că se fac followerii greu acum. Eu am găsit ce zornea mașină. Asta e de fapt suportul pentru difuzor, nu? Da. Și urechea. Pentru incinta la difuzor. Exact, și cam așa arată urechea. Trebuie să facem acum o variantă să nu mai zorne. Mi-au demontat toată mașina. Băieți de la Sound for Fun, uitați-vă și voi cum arată. Și încă n-au intrat la partea de navigație, pentru că va trebui să demontăm tot interiorul. Cam așa arată fețele de uși, bătă jos. Și acum văd că au început la partea din spate, de acolo. Chiar se mișcă super rapid. Și am ajuns la partea interesantă în care legăm toată nebunia asta. Nu e foarte interesantă, acum doar legăm două fire, frate. Păi da, m-am dat, legând cele două fire, ajungem să... Legăm să legăm sistemul la navigație și tot așa. Până acolo mai e, de-abia montez difuzoarele pe uși. Și aici se demontează frumos tuterele mașinii. Schimbam tuterele și le punem tot pe locul celor de fabrică. Deci le pui acolo? Tot acolo, să nu se vadă absolut nimic schimbat, modificat la mașină. Totuși ar trebui să-i păstrăm aspectul. Mamă, deci sunt boxele la Philips? De când făcea Philips chestii, da, și navigații. Miroase Ceaușescu acolo. Dacă, da? Da, dacă le pui pe astea să cânte, cântă imnul României. Cântă trei culori. Trei culori cunosc pe lume. A dormit aici. Îmi spunea că mai bine rămâne acasă, nu? Da. De ce, mă? Păi, nu știu de ce am venit. Păi și ascultam muzică singur, adică după aia? Adică, păcică, oricum ți-am luat cadou, puteai să vii măcar singur să-l asamblezi, știi? Păi și după aia ascultam singur muzică în mașină. Bine, aveai nevoie de un DJ, mă prins. Avem o mică problemă aici, deoarece toată treaba asta au văzut băieții acum că e dintr-o singură bucată, nu? Da. Deci avem parte de castofon. Tot cu bucata de la castofon de aici și cu tot primă. E aceeași ramă de întreg. Stai, băiatule, ești nemulacat și noi trebuie să punem acolo navigația, dar faza e că... O să băgăm bucata asta de aici și cred că o să decupăm rama de aici. Pentru că noi avem unde rama aia, doctore? Pentru că avem rama asta, noi. L-au folosit la mașina asta în ziua de astăzi. Și în ziua de astăzi se făceau două mașini, bă. Gata, a ieșit și prima. Au ieșit și robineții, era gazul. Uite tigele de la aerotermă. Chiar că robineți. Adevărat, frate. Dar eu nu înțeleg, asta e clima automată, nu? E clima pe gradații. E electrică, clima asta. Electrică, nu? Numai că nu are afișaj digital. Da, nu e digitală. Și cam așa arată. Astea sunt toate cablurile care o să vină în stație, nu? Da. Deci toate cablurile pe care le-ați voi la stație sunt plus față de instalația mașinii, nu? Plus alimentare, masă. Ca să înțelegeți, trebuie să venim cablurile din spate și trebuie să demontăm și bordul mașinii ca să vină pe deasupra acolo și să iasă cum o să vină navigația. Nu tot bordul.
Atât. Nu știu, mi se pare ireal că am ajuns cu mașina în felul ăsta pentru un sistem audio. Dacă mi-a arătat Vlăduț înainte, cred că îmi puneam o boxă portabilă în aia, de putere mare. Dacă nu, punem două aici așa deasupra, facem competiții cu el. Exact. Din ala de nuntă, de ala, din acord. Da, mafioților, ne-am dat seama că pentru o mașină care n-a avut navigație de fabrică, mai trebuia să mai comand încă o ramă adaptoare și acea ramă, normal că nu avem, că nu m-am uitat eu până la capăt, dar au făcut băieții aici frumos o ramă, care zic eu că nu merită 120 de euro cât era aia nouă, dar un 50. E românească, Mati? O ramă românească. Bă, da. Uite câți bani avem acolo. Mi se pare rău câte cabluri sunt, Madi, tu pe bune. Ia fii atent aici, Madi, cum funcționează toată clima asta. Când miște asta. Frate, mișcă motorașul acolo, vezi? Închide clapetele. Zici de drumul asta? Pe aici nebun la cap. Tot acolo mecanic, tot. Mi simt fix ca la ora de fizică când făceam câte un experiment de ăla. Da, mă, ce frate. Tare! Merge ai busul. Și cine ne-a ajutat? Ne-a ajutat astăzi Marius de la Marcars. Pentru cele mai bune navigații din zona Turda, Marius ne ajută de fiecare dată. E cel mai bun suport, pot să zic, din toate firmele de distribuție, Edotech, Soundhouse, oricine, nimeni nu-l depășește pe Marius. Și n-a fost o promovare plătită, ia spune. Da, niciodată. Mereu m-a ajutat băiatul când am avut nevoie și ajută toate serviciurile, un băiat de nota 10. Punem și o folie pe care trebuie să o punem la început pe proiectoarele față, una așa puțin mai închisă. Să fie mafia rău mașina. O știi, nu? Avem muzică la boxă, că sistemul audio încă nu-i făcut. Ia să vedem prima probă, să vedem dacă funcționează ceva pe aici. Demonstrat întotdeauna, pentru totdeauna, e decisiv. Mașina asta pe bune, fraților. N-am montat decât doar scooterele și boxele față spate și deja mașina e discotecă, nu poți stai lângă ea. Place, nu? Da, îmi dai seama cum place. Și n-am montat tubul la blană de bas. Când o să montăm tubul la de bas, o montăm acum, o să fie clar la ceva. Uite-o aici. E fericit? Deci parcă se citește fericirea pe. Yeah! Avem muzică. Am meritat. Am meritat și drumul și tot. Și durerea mea de cap, oamenii. Și durerea de cap, și nurofenul, și toate pastilele. Deci, Ludo, dacă vezi videoclip, probabil că o să-l vezi, să vezi cum sună pe E38, frate. Bombă, genial! Deci chiar sună fain. Spune, frate! Am avut mașina asta înainte și ce soartă are acum. Fraților, dăm drumul și la subwoofer. Ia de aici, Madi. Hello. Arată-vă, băi, dar nu mai avem spațiu de machiajul meu când plecăm în excursie. Mi-e frică un pic.
2000 years later. 3 zile mai târziu ne-am întors la București la DB Shop, locul de unde am cumpărat difuzoarele, deoarece aveam un mic zbârnăit în ușa dreapta față, dar cel mai important, pentru a face o conversie, de fapt o combinație între cele două rame adaptoare pe care ulterior le-am cumpărat. Mașina fiind non-facelift, eu cumpărând o ramă de facelift, a trebuit să facem o improvizație. Priviți și voi cum arată la final toată invenția noastră. Mafioților, cam așa arată toată nebunia asta de mașină. Am pus și noi toate ustensilele pe ea, să zic așa, avem toate difuzoarele. Mai acolo se bucură de muzică. Cam asta toate lucrurile pe care mașina noastră le-a meritat. Mulțumim băieților la DB Shop și la Sound for Fun pentru toată nebunia asta. Și când zic nebunie, cam așa arată. Mamă! Place? 5 zile mai târziu am terminat și noi în sfârșit mașina aceasta și am trebuit să ajungem și până la DB Shop aici la domnul Claudiu. Salutare, domnule Claudiu, încă o dată. Salut, fără domnul rămâne Claudiu că mă bărbierez, nu mai îmi dă nimeni nici țigări la magazin. Nu? Păi fraților, în sfârșit am terminat mașina asta și ca să vedeți și voi ce am pus pe mașină, pentru că poate v-am spus, poate ați văzut, poate n-ați văzut, vină mai de aici aproape. Aici avem toate produsele noastre, toate produsele de 1000 de euro, este un sistem de 1000 de euro și 1000 plus wați. Tocmai ai văzut la prima setare, când erai la Vlăduț, da, volumul cel puțin pe partea de medii înalt era mult peste suportabil. Da, logica, da, acestui sistem, ai zis, bine, avem în jur de 1160 de wați putere instalată, asta înseamnă că în principiu atâta poate acest amplificator pe 5 canale și deși e mic, da, cât este de compact, duce. Totuși, exact, un amplificator care poate să facă peste 1000 de wați și atenție, vorbim de putere ale, nu PMPO, sau da, mai știu, da, ce, da, cifre fantomă. Acestea sunt difuzoarele montate în uși, în ușile față-spate. Din păcate, BMW-ul întotdeauna a fost limitat la dimensiunea difuzoarelor. Da? Deci vorbim de niște difuzoare de 13 cm, extrem de eficiente. Încă o dată ai văzut cam cât de tare pot să sune. Noi am redus destul de mult volumul per total ca să fie și utilizabilă. Vorba lui Vlăduț, din acord, nunți, deschizi ușile, grătare, nu, ca să când de vecinii cu tine. Ca să înțelegeți voi foarte bine, noi a trebuit să schimbăm numărul de matriculare pentru că a trebuit să lipim cu tot felul de chestii, cu bureți, cu fel... ca să nu, invenții, să nu miște sau să nu cadă. Vibra, da, tot. Iar asta din cauza subwooferului, da? Asta este un subwoofer de 1000 de W RMS, din nou vorbim de putere ALDE. Și în afară de faptul că arată bine și sună bine, sună și tare. E, din punctul meu de vedere, este mult peste ce poate orice sistem de fabrică de 38, DSP, whatever, ai DSP-ul pe 39. Comparativ ca și volum, nu are niciun fel de legătură. Iar acestea sunt două seturi de tweeter, la fel montate pe pozițiile OEM, sunt niște tweetere mici, dar puternice. Încă o dată, ideea acestui sistem a fost ca totul să meargă relaxat, da, exact cum merge V8-ul ăsta de 4-4. 4-0. Da? Lasă 4-4. Am mai pus 400 cm cub când am terminat și muzica, mai aveam 400 cm cub pe aici. Da. Deci exact cum merge motorul ăsta pe caroseria asta, așa merge și sistemul de sunet. E sesizabil mai mult decât îi trebuie, dar părerea mea este că în curând s-ar putea să fie loc și de mai mult. Să vedem, nu știu. E perfect, pentru noi este perfect. Oricum, haideți să vă arătăm și partea de navigație, dacă vreți. Sistem audio, vreți să faci sistem audio, o să aveți link-ul în descriere la DB Shop, de unde puteți să cumpărați toate nebunile astea, plus multe alte lucruri. Uitați-vă și voi aici cât a depozitul, unde sunt doar sistem audio și multe alte chestii pentru mașini. Haideți să vedeți și partea de navigație, pentru că Claudiu ne-a ajutat și cu partea de navigație, deoarece noi am luat rama aceea care era de NFL, noi am făcut din două rame una singură și vino mai de aproape, te rog frumos că o să dau folia asta jos, avem folia de pe navigație și o dăm în premieră. Jos. Asta a fost tot ce am putut să dau jos de pe ea. Navigația pică perfect acum pe porama de NFL combinată cu cea de FL. Pică exact la linie, exact cum trebuia să pice din primul moment. Sincer să fiu, este cea mai bună modificare, cea mai sesizabilă modificare pe care am făcut-o noi până acum. Țineți să le mulțumim băieților la Constanța Sound for Fun, deci dacă vreți să vă montați sisteme audio, recomand cu mare încredere. O să vă distrați, o să mâncați bine, că Vlăduț știe mâncare pe acolo prin Constanța, super bună. O să aveți și un sistem super profi de muzică. Dacă vreți să vă cumpărați la fel, puteți să contactați pe ei sau puteți să intrați direct pe site-ul DB Shop, la fel în descriere. Pe data viitoare, mafioților, mergem și noi acasă cu muzica în blană. Am făcut setările finale și pe data viitoare țineți aproape, deoarece urmează niște modificări la care nici măcar eu nu mă așteptam. Pa, pa!
Thank you.